Continuăm cursul managementul financiar al proiectului. În această oră vom da mai multe exemple pentru a arăta legătura între activități și rezultate, care constituie suportul informatic pentru bugetul de venituri și cheltuieli a proiectului. Sunt mai multe exemple și sigur că în această formulă vom utiliza mai multe slide-uri, dar la curs fiecare, așa cum ați primit și instrucțiune chiar de la început, veți face fiecare dintre dumneavoastră un dosar cu proiectul propriu, pe baza alegerii unei teme, și le treceți prin toate etapele respective. Acum este cazul de a transforma elementele care sunt explicate, elementele financiare explicate în activități și rezultate, să fie transpuse într-un model de buget și venituri și cheltuieli. Deci se va lucra cu foarte multe proiecte ca sprijin, modele de inspirație, tocmai pentru a intra și în anumite formule de automatism. Acum, pentru că în lunile acestea și chiar în această lună sunt anumite evenimente legate de Constantin Brâncuș, Organizația Constantin Brâncuș este purtătoarea numelui marelui sculptor, sigur că vom da și un exemplu de proiect care este realizat pe seama lui Brâncuș. Sigur că nu are nevoie Brâncuș nici post-mortem, ci noi avem nevoie de promovarea, pentru că ceea ce a lăsat și a eternizat aici la Târgu Jiu este o comoară pe care, un tezaur pe care încă nu n-au reușit să-l valorificăm. Este un proiect care se adresează celor din diasporă și are rolul de valorificare a capitalului cultural brâncușian mai în afară, de a fi cunoscut mai bine Brâncuș, opera și personalitatea lui Brâncuș. Haideți să vedem în ce constă. Vom trece în revistă întregul proiect, care este, mă rog, sintetizat, desigur, și din acele activități vom lua datele necesare pentru realizarea unui buget de venituri și cheltuieli. Deci avem scopul proiectului, care înseamnă o startare a procesului de valorificare a capitalului cultural oferit de moștenirea brâncușiană prin pregătirea și formarea primei generații de ambasadori ai operei și personalității lui Constantin Brâncuș din rândul românilor de pretutindeni și înzestrarea acestora cu o bază documentară și experiențială pentru promovarea în rândul organizațiilor de români și în mediile culturale în care trăiesc. Sunt câteva obiective, de fapt 5 obiective, care conduc prin îndeplinirea acestora la realizarea scopului proiectului, și anume avem un prim obiectiv, îmbunătățirea nivelului de îndrumare, de informare, privind rolul și semnificația operelor create de sculptorul Constantin Brâncuș. Deci de informare prima dată, da? Apoi de dezvoltare a unei aplicații web 2.0, site-ul ei Brâncuș conceput ca o rețea socială pusă în serviciul românilor de pretutindeni. De asemenea, un alt obiectiv este legat de dezvoltarea package-ului de pregătire și formare în arta novatoare promovată de Brâncuș. Un alt obiectiv este îmbunătățirea strategiei de valorificare a capitalului cultural oferit de moștenirea brâncușiană și brandul Brâncuș. Și un ultim obiectiv, creșterea
vizibilității operei și personalității lui Brâncuș prin formarea primei generații de vectori de imagine sau de ambasadori. Acum sunt, mă rog, ca necesitate, pentru că fiecare obiectiv, fiecare proiect are și o necesitate și justificare, mă rog, de ce anume se face proiectul respectiv. E bine, ca necesitate este legată de faptul că este o valorificare nesemnificativă până în prezent a capitolului cultural brâncușian moștenit în comparație cu potențialul său extraordinar. De asemenea, Constantin Brâncuș reprezintă catalizatorul comun, vectorul de forță pentru întreaga spiritualitate românească, exponentul culturii românești bazate pe autenticul tradițional. De asemenea, românii de pretutindeni își regăsesc identitatea în opera simbolului spiritualității tradiționale românești, Constantin Brâncuș, ca liant al reconectării la originile culturii tradiționale românești. De asemenea, beneficiile pentru românii de pretutindeni sunt multiple. Identificarea cu tradițiile, regăsirea rădăcinilor identitare, reconectarea la patria de origine, creșterea vizibilității lor în comunitățile în care trăiesc, creșterea sentimentului de apartenență față de punctele de reper stabile, respectiv limbă, țară, neam, folclor, tradiții românești. Și de asemenea, prin implementarea proiectului respectiv, acesta poate să constituie un vector de dezvoltare economică în teritoriile unde este promovat. Și acum grupul țintă este format din românii de pretutindeni, sunt anumite țări, sigur, este o anumită variantă a proiectului respectiv și ca metodologie se folosește metoda cercetare-acțiune participativă, care îndeplinește valențele teoretice și practice specifice acestui domeniu de activitate. În continuare avem activitățile programate, proiectate pentru a putea să implementăm proiectul. Și aici sunt, după cum vedeți, sunt o serie de activități, genul organizarea unei campanii de promovare și informare, pentru că asta este prima, așa cum era și obiectivul acela de informare, sigur, trebuie să avem și anumite activități care să susțină obiectivul respectiv și avem coordonator, pentru că este într-un parteneriat cu organizații, cu ONG-uri din străinătate și nu numai, în privința investigării, culegerii și analizei de date. O altă, o subacțiune este cea de identificarea ONG-urilor și a altor organizații sau instituții cu activitate culturală, cu focalizare, sigur, pe Brâncuș, pe opera lui Brâncuș, aceste, că sunt foarte multe de ordinul sutelor și sutelor de organizații, de ONG-uri care promovează sau, în sfârșit, cu numele Brâncuș sau care au ca obiectiv valorificarea, promovarea sau sunt legate, să spunem, de personalitatea și opera lui Constantin Brâncuș, dar ne referim la aceste ONG-uri care sunt în afara țării și o altă subactivitate, realizarea de materiale informative privind opera și personalitatea lui Constantin Brâncuș și pentru organizarea concursului de selecție a potențialului vector de promovare Brâncuș și diseminarea acestora în rândul participanților la acest proiect. Activitatea a doua este legată de, sau se referă la servicii de implementare website, site-ul e-Brâncuș, care e gândit ca o rețea socială și, sigur, este și o prezentare detaliată acestui site, conectarea, după cum vedeți, a site-ului e-Brâncuș prin sistemele API pentru a permite o experiență integrată cu aceea din alte rețele de globalizare, gen Facebook, Twitter, Google, plus LinkedIn și așa, Instagram și așa mai departe. O activitate care se referă la partea aceasta de
de a cunoaște și a depista și a promova, a certifica acei ambasadori ai operei lui Brâncuș, este partea de jurizare a concursului pentru românii din țările coparticipante la acest proiect, care se desfășoară sub forma unor eseuri online cu tema Brâncuș, mentorul spiritual al românilor de pretutindeni. Și se selectează câte două, sau asta este propunerea, de a se selecta câte două persoane din rândul, din fiecare țară, mă rog, participantă, dar e vorba de responsabili de programe cultural-artistice care vor participa la programul de pregătire și formare pentru obținerea titlului de ambasadori Brâncuș. Activitatea 4 se referă la conceperea și implementarea acelui package de pregătire și formare a primei generații de ambasadori a operei și personalității lui Constantin Brâncuș, prin organizarea unui program experiențial cu tematică. Și apoi urmează celelalte subactivitățile, după cum vedeți, de la 4.1 la 4.3, și iar 4.3 este și aceasta cu subactivități. Ne referim la recrutarea echipei de specialiști în artă și comunicare culturală, adaptarea și elaborarea package-ului de formare a mesagerilor ambasadorii Brâncuș, pregătirea primei generații de trainer specializați, sesiuni teoretice și de documentare, sesiuni cu aplicații practice, excursia inițiatică în spațiul care l-a dat pe Brâncuș, și ajunge la 4.4, evaluarea finală sau jurizarea în acordare a 10 titluri de ambasador Constantin Brâncuș, iar 4.5, publicarea primei ediții a jurnalului proiectului Brâncuș, Zbor către origini și inserarea noii tematici pentru anul următor. Ceea ce este foarte important este aceea de a urmări succesiunea logică a activităților, pentru că ăsta este rolul acestora, și încadrarea în timp. Trebuie să fie susținut imediat și de către și de un grafic Gantt cu precizarea perioadei de desfășurare a fiecărei activități, și aici este vorba de o consecutivitate a activităților și subactivităților. Iar metodele de acțiune se bazează, sunt workshop-uri și metode iconice, excursii, selecție, concepere, adaptare, elaborarea unui package de formare, instruire și formare trainer și așa mai departe. De asemenea, sunt și alte activități, inclusiv activitatea a 7, dar activitatea a 5 și a divizată în două subactivități, se referă la expedierea arhivei de fotografie și a documentelor materiale de promovare în vederea organizării expozițiilor Brâncuș în țările partenere, adică pentru informare, pentru cunoaștere, pentru că Brâncuș, și prin stilul de artă pe care l-a adoptat, este mai greu de descifrat. El se adresează și gândirii, nu numai e partea aceasta de contemplare a frumosului, pentru că a mers în esența lucrurilor și a sculptat simboluri. Și aici avem de-a face cu documente, schițe, cărți și așa mai departe pentru expoziții, de a pregăti expoziții, dar furnizarea este de către solicitantul, de către organizator, de către liderul acestui proiect, respectiv Universitatea Constantin Brâncuș. De asemenea, o altă activitate, elaborarea strategiei de valorificare pentru deceniul următor a moștenirii culturale brâncușiene și conceperea unui mix de marketing pentru promovarea și valorificarea brandului Brâncuș. Deci avem de a face cu cele două elemente de strategie, strategia pe un termen de minim 10 ani și stabilirea și valorificarea brandului Brâncuș, care a fost deja elaborat în mai multe variante, sigur că în funcție de opiniile pe care le dau și
specialiști din diferite instituții vom ajunge la un numitor comun. Apoi organizarea expoziției Brâncuș și țările partenere, inclusiv realizarea expediției Arhivei de Fotografie. Sunt diferite metode, dar rezultatele care sunt, care așa cum știți, trebuie să fie extrem de punctuale, de exacte. Și atunci luăm la fiecare activitate, deci aici la A1, dar putem să trecem un RA1, care culturală recrutație, un package de pregătire și formare, apoi această primă generație de trainer specialiști specializați în promovarea operei și personalității lui Constantin Brâncuș, care vor fi pregătiți pentru evaluare. Sunt workshop-urile organizate, dar și aici e vorba de 3 workshop-uri în artă și comunicare culturală. O excursie inițiatică, așa cum ați văzut din respectiva activitate la Obârș, în locurile natale ale lui Brâncuș, conferirea titlului. Bun, acum legat de partea aceasta, rezultatele majore sunt, așa cum ați observat, strategia și brandul pe partea aceasta, pe plan intern, sigur cu impact internațional fără discuție, dar pe plan extern, strict pe plan extern, avem acele expoziții permanente Brâncuș organizate în țările participante la proiect, pentru că este vorba de un parteneriat. Și de asemenea se va realiza prima generație de ambasadori sau de mesageri ai lui Brâncuș din rândul diasporei. Deci țările care au fost luate în calcul în funcție de posibilitățile de sediile pe care le-au avut și disponibilitatea celor care s-au implicat după aceea. Sunt elemente de sustenabilitate ca orice proiect, dar la sustenabilitate, ca să mai repetăm o dată, avem odată tot ceea ce se poate, ce se moștenește, se preia și se poate și folosi post-implementare. Aici mă refer la tot felul de dotări, la achizițiile experiențiale. În cazul acesta avem ca elemente sustenente de o strategie elaborată pe 10 ani, brandul Brâncuș, care sigur este pe o perioadă foarte, foarte mare de timp, și rolul pe care îl are aceste elemente, atât în strategia cât și brandul Brâncuș, în dezvoltarea economică locală a spațiilor unde sunt promovate, și alte elemente legate de sustenabilitate. Haideți să trecem la un alt proiect unde să mergem, să vedem din nou care sunt obiectivele, care sunt activitățile, și de aici extragem, și asta este ca temă de pentru seminarul următor, să transformați aceste informații din activități și rezultate în buget. Sigur că trebuie și o documentare foarte bună din punct de vedere al costurilor, dar sursa, bibliotecile virtuale sunt suficient de importante în condițiile acestea de pandemie. Puteți să accesați liniștiți, pentru că veți găsi informații din abundență. Proiect care se referă la înființarea unui muzeu universitar Constantin Brâncuș, și am pornit de la un scopul acestei înființări, și anume de a contribui la mai bună cunoaștere în rândul tinerilor a operelor și personalității marilor sculpturi, în primul rând a tinerilor, studenților și masteranților, a celor care studiază în Universitatea Constantin Brâncuș, pentru că devine și un laborator de lucru, de creație, de cercetare, de simulare pentru viitorii specialiști în domeniile pe care și le-au acceptat și le-au asumat prin programele de licență și de masterat. Deci
acest scop este duce la startarea procesului de valorificare a capitalului uman oferit de Moștenirea Brâncușiană și la promovarea acestuia la dezvoltarea cercetării și la dezvoltarea cercetării universitare. Ca principale obiective, am considerat necesare îmbunătățirea nivelului de informare și creșterea gradului de cunoaștere privind rolul și semnificația operei create de scultorul Constantin Brâncuș în Rădul Tinerilor. Noi am testat aceste lucruri, avem și nivel de parteneriate cu unele licee pentru a cunoaște, a face mai bine cunoscută opera și personalitatea lui Constantin Brâncuș și sigur că niciodată nu este suficient. Că atunci când realizăm proiecte, mereu ne aducem aminte de ce spunea Brâncuș, că lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este de depune starea de a face și acest lucru este extrem de profund, sau un alt aforism la fel de profund, să știi este ceva, să fii este altceva. Adică să știm să facem proiecte este foarte important, este ceva important fără discuție, dar să fii în sensul că de a le realiza este cu totul altceva. Și aici, sigur, așteptăm deschiderea unor programe pentru a putea să aplicăm împreună. Dar să știți că în această perioadă sunt deschise din partea câteva din partea UEFISD, Unitatea de Financiare de Dezvoltare, în sfârșit învățământul de dezvoltare a cercetării și inovării în învățământul superior, a deschis unele capitole pentru implementarea unor fonduri de dezvoltare instituțională și sunt pe câteva capitole, printre care cel mai important este cel care vă privește pe noastre studenții și anume se referă la SAS, la Societatea Antreprenorială Studențească, pe care ați înființat-o în urmă cu 2 ani. E bine, cadrele didactice sunt cele chemate să facă aceste proiecte, s-au stabilit care sunt directori la fiecare capitol în parte și apoi veți o parte dintre dumneavoastră, cei care sunt doritori și cei care se evidențiază în acest domeniu al realizării de proiecte, vor fi cooptați în proiectul care se referă la partea de dezvoltare a antreprenoriatului inovativ în rândul studenților. Și prin aceasta se poate crea un laborator sau un centru de antreprenoriatul inovativ. Sigur, sunt anumite aspecte. Acum, pentru că suntem chiar în perioada aceasta de elaborare, nu vom da mai multe amănunte acum, dar voi reveni asupra acestor lucruri, dar asupra unui proiect de acesta în domeniul fondurilor de dezvoltare instituțională, vom arăta câteva aspecte legate de buget, cât este un buget care practic pare nesemnificativ, foarte ușor, dar ce are în spate e foarte important, justificarea fiecarei activități pe fiecare cheltuire, care este un model efectiv de a ști cum este necesar să ne documentăm și ce trebuie să știm pentru ca o activitate să conțină elementele specifice de informație pentru a le furniza bugetului de venituri și cheltuieli. Haideți să vedem care sunt în continuare obiectivele.
Sunt legate pentru că sunt corelate. E vorba de un pas înainte în privința aceasta. Deci una este relația cu diaspora și acum pe partea aceasta la nivelul orașului Târgu Jiu de a înființa un muzeu universitar. Deci noi nu concurăm cu niciun fel de alte muzee naționale și așa mai departe. E vorba de muzeu universal care universitar care este și un se creează un mediu de cercetare, promovare, valorificare a operelor și personalității Constantin Brâncuș. De aceea, vedeți că avem dezvoltarea strategiei de valorificare a capitalului cultural oferit de moștenirea brâncuștiană și a brandului Brâncuș. Aceste lucruri sunt în sarcina acestui. Vizibilitatea este necesară pentru că și cunoașterea operelor Brâncuș, pentru că, din păcate, suntem, mă rog, moștenim acest tezaur și nu avem prea multe cunoștințe despre Brâncuș și opera sa. Mai departe, alte patru obiective. Îmbunătățirea imaginii Universității Constantin Brâncuș și Târgu Jiu și a relației cu comunitatea locală. Deci, prin intermediul acestui muzeu, se îmbunătățește imaginea Universității Constantin Brâncuș. Am ținut cont de acest lucru în cadrul comunității locale. Un alt obiectiv, promovarea prin mijloace moderne și eficiente a operelor marului sculptor. Un alt obiectiv, dezvoltarea cercetării, stimulării inovării și promovării educației artistice în rândul studenților. Studenților care realizează, mă rog, la programul arte și astfel de lucruri. Creșterea rolului UCB ca vector de dezvoltare economică, socială și culturală în județul Gorj și în regiunea sud-vest Oltenia. Acum, care sunt activitățile? Aici activitățile nu sunt detaliate, nu sunt din rațiuni, așa cum vă spuneam, de a vedea cât mai multe proiecte, sunt doar enumerate și anume. Avem, da, să urmăriți logica, pentru că fiecare sau una sau două sau trei activități urmăresc realizarea a unui obiect. Deci o amenajare interioară și exterioară a imobilului respectiv, sigur cu forțe proprii. De asemenea, amenajarea unei săli de lectură, dotare cu cărți, calculatoare, mobilier specific, totul este în resurse proprii, nu am avut nevoie să, când e vorba de Brâncuș, merită să facem un efort în privința aceasta, nu trebuie neapărat să luăm bani publici, ci să-i utilizăm foarte bine pe cei pe care îi avem noi ca resurse proprii. Alte elemente rapid trecute, alte activități, realizarea site-ului muzeului dimensionat și gândit ca o rețea socială, completarea cu fond de carte despre Brâncuș, minim 30 de volume și cataloge, sigur s-a realizat mult mai multe, ceea ce este un lucru pozitiv, achiziționarea de mobilier muzeal, merită să fie văzut un astfel de muzeu universitar, nu numai de către universitari. Achiziționarea unei imprimante 3D care a fost utilizată la realizarea celor opere pierdute, dispărute, distruse ale lui Brâncuș, dar împreună cu studenții. A fost realizată acest lucru cu studenții de la științe economice, cu cei de la inginerie și cu, sigur, o parte din studenții facultății de științe ale educației, drept și administrație publică. Realizarea a câtorva diorame cu scene din viața activă a lui Constantin Brâncuș în sala etnografică, de la parterul localului respectiv, servicii de consiliere pentru conceperea și realizarea muzeului. Am avut, de fapt, un parteneriat cu muzeul geografie, lucrurile au stat mult mai simplu și s-a bazat pe profesionalism. Achiziționarea proiectelor holograme 3D și cameră video 3D, retipărirea unor lucrări reprezentative consacrate vieții și operei lui Constantin Brâncuș,
tot din resurse proprii, inițierea procesului de restaurare în 3D a unor opere de artă dispărute, așa cum vă spuneam, am și realizat o parte din acestea, autentificarea unor lucrări apreciate a fi realizate de Constantin Brâncuș, ne referim la Ecorșeu, realizat în colaborare cu doctorul Gerota, și bustul generalului dr. Carol Davila, ambele copii aflate în proprietatea Universității Constantin Brâncuș, certificate, autentificate din punct de vedere al originalității. Și promovarea muzeului prin realizarea unor anumite materiale specifice, respectiv bannere, pliante, cataloage, articole din preză și așa mai departe. Acum, un alt proiect este cel legat de promovarea cheilor Oltețului. Și aici sunt câteva lucruri, să spunem, interesante, pentru că acolo este o concentrare mai mare de obiective turistice. Este cea mai mică apropiere între două masive din lume, la 80 de centimetri, două masive muntoase care se apropie la doar 80 de centimetri și aceasta e o chestiune unică în lume. Faptul că există acolo mănăstirea Polovragi, care este foarte, mă rog, cu o istorie și o tradiție aparte, este peștera Polovragi cu mitul Zamolxe, deasupra este crucea lui Ursache, este și plantația de castani, acolo este deci o concentrare foarte mare de obiective turistice și merită să fie, să spunem, de a se realiza și vedeți un proiect în urmă cu 2 ani. Și aici avem ca obiective, în primul rând, e vorba de concepția și dezvoltarea unui produs turistic unicat, integrat, complex, deosebit de atractiv, tărâmul lui Zamolxe, având la bază selectarea și evaluarea celor mai valoroase elemente de patrimoniu natural, cultural, istoric și religios din arealul cheilor Oltețului. Și aici avem activități, sunt mai multe activități, doar o selecție acestora sunt cam din rațiuni de pentru a cuprinde în întregul areal și datorită densității obiectivelor turistice, ne-am axat pe mai multe activități care se concure la realizarea obiectivului respectiv. Și avem evaluarea turistică a componentelor patrimoniului natural, istoric, nu știu ce. Apoi, stabilirea și cuantificarea posibilităților de îmbunătățire a capacității de atracție turistică a elementelor potențialului turistic al zonei. Și aici se arată la fiecare perioada de desfășurare și care sunt rezultatele. Deci avem acest tabel care este suficient de convingător pentru a arăta și modul de desfășurare. Pe baza acestea se poate face cu ușurință un grafic Gantt arătând modul de desfășurare în timp a activităților. O altă activitate este legată de selectarea riguroasă pe criterii de performanță a atracției turistice a celor mai valoroase și importante potențiale obiective turistice. O altă activitate, culegerea datelor istorice, a legendelor scrise și orale și a altor surse de informare cu privire la Zamolxe, zeul dacilor, pentru crearea polului de magnetism al atracției turistice pentru viitorul produs turistic. Și aici vedeți că ne referim la un studiu ca rezultat, studiu de documentare pe teme religioase. O altă activitate se referă la realizarea unei solide baze de date cu informații turistice care să poată fi accesată de către specialiști și turiști și, sigur, cu un rezultat, o bază de date. Dar
astfel de proiecte le veți realiza și dumneavoastră atunci când veți lucra în domeniul administrației publice, pentru că va trebui să valorificați diferite zone. Dacă sunteți într-o zonă turistică, sigur, accentul va fi pe astfel de proiecte. Dacă este vorba de a testa care este opinia populației dintr-o anumită zonă în legătură cu un anumit proiect, sigur că veți face acest lucru prin diferite instrumente, inclusiv chestionarul care e cel mai la îndemână, focus grupului, interviu și așa mai departe. Dar propunerea de proiecte în funcție de specificul fiecarei zone este absolut necesară, mai ales că în această perioadă, fie că este vorba de dezvoltare locală, fie că este vorba de galuri, de grupuri de acțiune locală, este vorba de modernizarea localităților, de creșterea nivelului de civilizație, creșterea nivelului calității vieții, se alocă bani importanți de la Uniunea Europeană, fie că este vorba de programe de dezvoltare rurală, de dezvoltare locală, programe regionale, tocmai în această idee pentru a se realiza și o infrastructură la nivelul localităților respective, inclusiv infrastructură educațională, deci totul în ideea de a crește nivelul de civilizație, nivelul calității vieții. Deci avem astfel de elemente care sunt importante, deci în acest exemplu, de valorificare a unei zone turistice în zona Polovraj. Alte elemente, alte activități, stabilirea componentelor și conceptualizarea unui nou produs, punctul de reper în jurul căruia gravitează toate celelalte elemente, pentru că e vorba de a crea o ofertă turistică cu un anumit brand și numele lui Zamolse, ca regele al dacilor, cu toate conexiunile și așa departe, reprezintă un puternic vector de atracție. Elaborarea programelor turistice axate pe produsul turistic tărâmului lui Blâncuș. Și aici e vorba de 5 programe turistice. Studierea posibilității de creare de rute culturale și religioase, de introducere a noului produs turistic în ofertele turoperatorilor intern, dar și internaționali, și aici mă refer la ceea ce se încearcă și cu operele lui Brâncuș, de a se introduce în circuitul turistic internațional cultural, în acele rute culturale care sunt finanțate de Uniunea Europeană. Și alte activități, după cum vedeți, stabilirea proiectului de integrare în rutele culturale, vedeți, și religioase europene. Un alt obiectiv este cel legat de promovare ofensivă pe principii manageriale moderne, oferte turistice, cheile Oltețului prioritar a produsului tărâmul lui Zamolxe și câteva activități, realizarea unei signaletici, deci indicatoare, sistem de indicatoare clare și foarte vizibilă prin amplasarea de panouri informative însoțite de harta turistică, și aici avem, mă rog, cu Munții Căpăținei și Parang, vă spuneam, acea apropiere care este o curiozitate în domeniul, o curiozitate geografică prin apropiere atât de mare a două masive muntoase, conceptualizarea și elaborarea de materiale publicitare aferente zonei cheile Oltețului și, mă rog, alte chestiuni care sunt
tocmai pentru a îndeplini alte acțiuni, alte activități care, prin implementare, contribuie la îndeplinirea obiectivelor. Și ne referim la realizarea unui site de care spuneam, la organizarea a două evenimente cu caracter turistic pentru promovarea cheilor rotețiului, la realizarea unui film de prezentare și promovare pentru punerea în valoare a zonei respective, organizarea unor simpozii științifici la Târgu Jiu cu tema zona turistică Cheile Sohodului, sigur, preluată de către și în parteneria de Universitatea Constantin Brâncuțean, în parteneria cu universități, cu filiale care sunt locale și regionale, organizarea unui workshop pentru conceperea unui brand aferent produsului Brâncuș și tărâmului lui Zamorse, ceea ce e foarte important, odată ce a fost realizat brandul Brâncuș și acest, pentru această localitate, acest brand este extrem de important, de a crea spot publicitar, de a lansa brandul prin diferite mijloace moderne, brandul tărâmului lui Zamolse. Și mai avem un alt proiect. Ne referim la, ca obiectiv, e vorba de implicarea studenților în realizarea de startup-uri în domeniul IT, și aici sunt câteva lucruri, dar este un proiect unde putem să luăm notițe, în sensul că sunt bine conturate și obiectivele și așa mai departe, și vom arăta deci care este sunt obiectivele proiectului cel general, obiectivele specifice, și avem așa, în etapa de implementare, avem activitatea 1, care se referă la partea aceasta a echipei de management, etapa 2, acordarea de sprijin financiar sub formă de microgranturi pentru deschiderea unei afaceri, deci se referă la studenți, decontarea de către administratorul schemei de antreprenoriat a sumelor afectate, monitorizarea funcțiunii și dezvoltării afacerilor finalizate și finanțate, monitorizarea funcțiunii și dezvoltării afacerilor respective, asigurarea sustenabilității planurilor de afaceri, monitorizarea funcțiunii și dezvoltării afacerilor finanțate în cadrul perioadei de sustenabilitate acestora, dezvoltarea unui mecanism de susținere și promovare a sustenabilității întreprinderilor înființate și finanțate în cadrul proiectului pentru o perioadă de 12 luni, rezultatele care sunt enumerate aici la fiecare în parte, procedură de management, raport tehnico-financiar, un website al proiectului, două conferințe de presă, 5 evenimente de informare, campanie integrată de promovare, o procedură de selecție, minim 360 de studenți și așa mai selectați, minim 324 de studenți sau masteranți, așa, doctoranți certificați ca urmare a participării la cursuri, minim 324 de planuri de afaceri elaborate, un hub virtual și așa mai departe, cum arată un astfel de buget. Deci toate datele se preiau și vă spuneam că sunt pe orizontală foarte mari și avem de la solicitat management, spune care este activitatea, care este subactivitatea, care este categoria, care sunt cheltuielile, și după aceea, în continuare, în partea dreaptă, dar din rațiuni de spațiu, nu a putut să fie pus tot pe orizontală, dar sigur permite un astfel de proiect atunci când se încarcă și pe platformă. Și urmează celelalte elemente care țin de, uitați cum se face, cum se realizează un astfel de proiect, având numai câteva elemente, câteva cheltuieli, dar pe perioada respectivă și în funcție de natura cheltuielii, cu TVA, că este fără TVA, că sunt eligibile, neeligibile și așa mai departe, și pe fiecare perioadă de timp. Acum, se poate face un proiect, cel mai simplu este acesta, tot legat, să zicem, de Brâncuș,
cu sărbătoarea națională, 19 februarie, ziua națională, Brâncuș, și cum se procedează. Avem veniturile, în aceeași, veniturile sunt venituri proprii, bun, ale Universității Constantinului. Ce cheltuieli avem? Albumul de senul post Brâncuș, servicii hoteliere pentru cei care sunt în invitație, transport și așa mai departe, albumul Brâncuș în anumite, un număr anumit, medalii Brâncuș, tocmai pentru premierea celor care, tipărituri pentru evenimentul colocviile lui Brâncuș și alte cheltuieli și așa mai departe, sigur, cheltuielile trebuie să bată cu veniturile, ne întindem cât e plapuma, cum se spune în popor, și acum arătăm într-un FDI, așa cum vă spuneam, un fondul de dezvoltare instituțională, foarte, foarte rapid, foarte scurt, concis, cheltuieli de personal, din care cele de management, cheltuieli material aici, natura proiectului este aceea de a include toate și dotări, toate materiale, toate mijloace sunt la zona aceasta de cheltuieli, deci foarte simplu, total și câte contribuții la fiecare, dar ce vreau să vă arăt este ce stă în spate, vedeți, fiecare activitate este justificată, activitatea unui de management, spune directul de proiect, spune că are două ore pe zi, 21 de zile pe lună, ori 8 luni, ori 80 de lei pe oră și se dă suma respectivă. Aceeași chestie, expert învățământ, responsabil financiar, cât reprezintă cheltuielile cu activitatea, cu această echipă de implementare, echipa de management și acolo se arată și contribuția, pentru că aici este vorba de o contribuție de minim 5% și arată efectiv cât. Sunt cheltuieli materiale, în sfârșit legate de încârtie și mai departe și suma, fără să mai detaliem aici, dar se justifică foarte clar. Activitatea 2, înființarea Centrului de Analiză și Dezvoltare Pedagogică. Aceeași chestiune cu stabilirea foarte clară a cheltuielilor respective. Realizarea unei platforme electronice și aici cu detaliere pe ce înseamnă, cine, așa, care sunt experții IT care realizează lucrul acesta și contribuția la fiecare. Vedeți și activitatea 4, activitatea 5, toate sunt extrem de bine detaliate. Din rațiuni de timp va trebui să ne oprim pentru că cam până aici ne-am întins cu managementul financiar al proiectului. Vom relua miercuri viitoare. La revedere!